Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nord, nord, în rac. Etalarea pentru jumătatea lui iulie. Să vedem așa foarte scurt ce puteți să manifestați, ce cărți vă apar, ce mesaje primiți. Pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nord, nord, în rac. Etalare. Două cărți, e suficient două. Dacă erau prea multe, nu le luam. Asul de cupe. Asul de cupe poate să însemne și dragoste față de voi. Evident, o nouă etapă în viața voastră în care vă iubiți, eventual și în viața voastră de cuplu, în care simțiți că împărtășiți. Ia uite, dragostea. Dragostea pe care vă doriți. Aveți și un 3 de 3 și 4. De monede, vreți să sădiți această dragoste, vreți să lucrați la acest as de cupe, pentru că știți că acest as de cupe vă aduce multă bucurie. Dar pentru chestia asta, posibil că trebuie să-l și manifestați, să-l și exprimați. Asul de aer și dragoste, ce frumos, interesant, posibil un semn de pământ. 9 de monede, 3 de monede, 4 de monede, simte nevoia să comunice asul de spade despre dragoste. Eventual, dragoste față de voi. Posibil, da? Că astea sunt în spatele asului de cupe. Posibil. Posibil să fie și invers. V-am zis o variantă în care vă reprezintă. Dar ce interesant este că a apărut 10 de cupe. Fericire, da, fericire. Maximă, sunteți în mediul vostru, unii dintre voi, dar doar dacă vă păstrați integritatea, reușiți să manifestați această fericire, doar dacă vă păstrați integritatea. Eventual, vine această ofertă de dragoste într-un nou context, tocmai pentru că v-ați păstrat integritatea, unii. Rămâne de văzut și cum se așează și celelalte cărți. Haideți să vedem. Ia uite, faetonul sunteți voi aici. Faetonul care, iar, cavalerul de cupe. Oh, interesant. Care vrea să meargă către stea, către destinul său, dar vrea să pună capăt, moartea, final, definitiv, aventurilor de moment, cavalerul de cupe. Eventual vreți să vă vindecați. E clar că e vorba de dragoste față de voi. Steaua și regina de cupe. Poate pentru unii să fie și un alt semn de aer. Poate. Why not? Asta pentru că unii dintre voi chiar v-ați străduit să vă mențineți integritatea și meritați. Haideți să vedem ce alte mesaje apar. 3 de monede. Iar se arată 3 de monede și l-aveți și aici la capătul setului de cărți, da? Se vede, 3 de monede. Nevoia de construcție, da? Țineți de bani, 4 de monede, da? Manifestați adevăr și dragoste și chiar dacă sunteți singuri, 9 de monede, manifestați, exprimați, da? Asul de asta face, exprimați dragoste, exprimați-vă de ca și când sunteți deja în uniune cu sufletul pereche și, uite așa, vă detașați de dureri, de trădări, 10 de spade și manifestați această fericire despre care am vorbit. Dar am vrut să vă arăt că și aici a venit 3 de monede. Da? Vă reconstruiți pe voi. Sădiți semințe. Eventual, vă puneți în curte, ce bine ar fi, că tot vine criză alimentară, vă lucrați în curte, dar vorbim în primul rând de criza spirituală prin care majoritatea, da, toți trecem, depinde în ce poziție suntem unii și alții, sădiți în grădina voastră. Concentrați-vă, dragii mei, pe integritatea voastră ca să vă bucurați la final. Unii înțelegeți ce vreau să zic. Repet, poate să fie și un alt semn de apă, pentru că văd și, ia uite, apare și judecata cineva, ia uite, da, cineva vrea să
se împace cu voi după ce v-a dezamăgit cineva din trecutul vostru. Sau un fost sau o fostă, da? Însă, eu această judecată o simt de ca și când vă ascultați intuiția și învățați să vă reconstruiți pe voi. Ce zic? Asta? Oh, 10 de cupe! Sunteți fericiți? Într-un vis frumos. Asul de spade. Iar apare moartea, iar apare... Dar trebuie să comunicați un final. În ce sens un final? În primul rând să vă... finalul sau un stil de viață. Da, un stil de viață în care poate unii ați fost tentați. Tentați, că de-aia apare integritate. Ați fost într-un... în situații delicate, da? Delicate în ce sens? Poate și la locul de muncă. Au intervenit în colaborările voastre terțe persoane. Poate și în relația voastră de familie a intervenit cineva într-un fel sau altul. Dar comunicați că ați pus capăt oricăror iluzii și vreți să manifestați vindecare, da? Și dragoste față de voi. Vreți să vă echilibrați viața. Da? Și să... Și dacă cineva v-a joclat, semn de pământ sau de foc, da, cineva a fost mai imatur, puneți capăt și vă concentrați pe vindecarea voastră și mergeți către un nou drum. Trebuie să alegeți un nou drum. Așa, de steaua cu asul de cupe. Posibil, repet, să fie și un semn de alt semn de apă în preajma sau cu care comunicați. Deci, 3 de monede, 10 de cupe. 10 de cupe e un vis frumos. E într-adevăr o fericire. Normal când visăm frumos că toți suntem fericiți. Și a doua oară când se confirmă, da? 10, sunt două cărți care se ia... Da? 10, 10 de cupe. Dar ce-mi place aici, că la 10 de cupe, aici apare fericirea în voi, da? E o abundență emoțională pe care o simțiți cei care v-ați păstrat integritatea. Sau cei care ați învățat să... manifestați integritate în fața tentațiilor, da? Că ați fost foarte mult tentați unii și alții. Că doar apare și 3 de monede, triouri. La locul de muncă, da? În familie, ok. 4 de cupe. Interesant. Regina de spade. 4 de cupe s-au oprit la regina de spade, 6 de monede și marele preot. Dragii mei, repet, trebuie să vă găsiți bucuria în voi în momentul în care refuzați, da? A patra, a cincea, a șasea cupă, da? După ce ați experimentat a treia cupă, da? Refuzați iluziile. În momentul în care învățați să selectați, să fiți foarte selectivi, veți simți un soi de euforie, că vă puteți concentra pe manifestarea acestei fericiri. Fără să vă mai lăsați bruiați de X, de Y. Există această regină de spade care îmi spune că unii dintre voi învățați să tăiați toate acele legături care vă cer. Vă cer, vă cer, dar nu vă oferă nimic. Da? Învățați să tăiați stringurile cu acele tentații sau față de acele tentații, da? Și dacă la un moment dat, undeva, în familia voastră, că apare marele preot, au fost niște situații neplăcute, da? Niște triouri, învățați să le vindecați prin spiritualitate. Prin spiritualitate, dragii mei. Conectarea la tradiții,
da? La integritate, male preot este integru, varianta lui pozitivă, da? Le vindecați. Eu zic că tăieți cu acele legături, posibil, tăieți legătura cu un semn de... Nu, nu mai vreau să dau semne, vi le alegeți voi. Repet, oamenii care au cerut, au cerut, v-au oferit cupe atrăgătoare, iluzii, dar pe termen lung v-au dezechilibrat financiar și emoțional. Și dacă la un moment dat, dragii mei, unii ați visat, posibil, la un semn de pământ ați visat, încă mai visați, s-ar putea la un moment dat, când vin ei cu oferta, să vă dați seama că voi sunteți fericiți, uite așa, singuri, da? Dacă aici apare un vis frumos în doi, în trei, în cât sunt, ai sunteți fericiți voi. Cu peștijorii voștri, cu valurile voastre, cu scoiculițele, cu broscuțele țestoase, cu cei care sunt în mediu, cei care vă simt, da? Și care nu vă tentează, care vă susțin. Interesant mesaj. Așa simt. Simt că voi încă vă ocupați mai mult de voi. Dacă e cineva care nu se ocupă de el sau de ea însăși, e alegerea lor. Dar 4 de cupe pentru mine înseamnă o persoană foarte selectivă care meditează. Mesaj pentru locușori. Raci. Eu zic că vă găsiți echilibru, 6 de monede, în spiritualitate, marele preot și steaua și vindecarea și dragostea față de voi. Steaua și regina de cupe. Dragostea față de voi. Eu așa simt. 10 de cupe și integritate. Raci. Stai să pun pauză. Deci nu pot să cred. E a treia oară când apare această carte. E a treia oară, însă a apărut normal. Și am zis că e posibil ca cineva să vină cu ofertă, tentantă, un moment de bucurie, doar un moment, doar un moment. Și voi știți, cei care ați lucrat cu voi, că e doar un moment, vă bucurați, dar, dragii mei, dacă vă bucurați doar de un moment, să nu rămâneți în lacrimi, atenție, pentru că este totuși un trio Grigoriu posibil, da? Mai degrabă, bucurați-vă de această, nu de acel moment de bucurie, de acea atingere care vă instigă sau vă creează iluzii. Bucurați-vă de o atingere eternă. Ce înseamnă? Atingere în voi, în sufletul vostru, în creșterea voastră spirituală. Cum aș arăta cartea? Puteți să fiți super fericiți cu voi. Și e 10, nu e 9. E 10. Nu e o dragoste, să zic, egocentrică, pur și simplu sunteți voi în relație cu divinitatea aici, eternal touch. Ce frumos, ce frumos! Și în momentul în care conștientizați că voi puteți fi fericiți cu flacăra voastră geamănă, chiar dacă nu e lângă voi, ce frumos! Cred că reușiți abia atunci să vă deblocați energetic și să vă manifestați acel as de cupe și acea fericire despre care tot încerc acum să explic cât pot. E încă un mesaj foarte interesant. Within nothing, there is everything. În momentul în care nu ne mai dorim nimic, da?
În momentul în care nu ne mai dorim nimic, vine această ofertă, nu o mai primiți. Primiți totul. Repet, pentru că vă găsiți dragostea în sine și în relația cu spiritualitatea, că aveți trei cărți care vă arată o vindecare, da? Prin creștere spirituală. Regina de cupe, steaua, marele preot. Ei, repet, poate să fie și o persoană din semn de ap, din același semn ca voi, dar eu așa simt mai degrabă, că lăsați în urmă jonglerile sau oamenii care v-au jonglat și v-au creat impresii. 10 de cupe, aici, în aceste cărți, pot să-l văd și ca pe niște iluzii. Dar pentru, asta pentru că apare integritate. Mare grijă. Dacă vreți să vă bucurați de moment, bucurați-vă. Dar, repet, just for a moment of joy. Pentru că există un trio la locul de muncă pentru unii sau cu un semn de pământ. Dar, repet, după aceea apare, după această bucurie apar lacrimile. Așa că eu zic mai bine să vă concentrați pe integritate și pe această bucurie în nimic, în a nu mai dori nimic. Pentru că în momentul în care nu mai dorești nimic, nu dorești mult să ai cu orice chip întâlnirea cu flacăra geamănă, ea se manifestă într-o altă realitate și voi vă ocupați de această atingere eternă, da? De această creștere spirituală, da? Relația voastră cu sufletul, cu spiritul, cu sinele superior, cu divinitatea, cu tradițiile, cu religia, cu ce vreți voi. Mesaj pentru raci. Hop, ăsta. Singurul lucru real este dragostea. Da? Singurul lucru real. Și aici trebuie să faceți voi diferența. Să fiți selectivi. Și dragostea nu vă invită. Dragostea adevărată, dragii mei, nu vă invită doar la un moment de bucurie. Vă oferă o atingere eternă, vă oferă ceva de durată și nu vă afectează integritatea în primul și în primul rând, da? Nu vă pune în această postură să vă afecteze integritatea. Singurul lucru real este dragoste, da? Și vorbim de dragoste, nu de plăcere, nu de bucurii, de moment. E un moment special, da? Cam aceasta este etalarea pentru jumătatea lui iulie. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, pa!